Au trecut 80 de ani de la începerea deportărilor forțate spre Transnistria. Vă prezentăm imagini de la Memorialul Victimelor Holocaustului, acolo unde reprezentanții ai guvernului, diplomați și reprezentanții ai comunității rome și evreiești au depus coroane în semn de omagiu. În cadrul emisiunii de astăzi, vă propunem o dezbatere inedită. Invitați Monica-i Cornea, o echipă de profesioniști a Partidei Romilor Pro Europa, precum Daniel Vasile, prim vicepreședintele Partidei Romilor Pro Europa, Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, Marian Daragiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, și deputatul Cătălin Manea vor dezbate subiecte precum viitorul educației din România, implementarea strategiei de îmbunătățire a situației romilor și importanța recensământului și asumării etnice. Ce soluții propun aceștia pentru îmbunătățirea calității vieții romilor, veți afla în minutele care urmează. Rămâneți alături de noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! În fiecare an, la data de 9 octombrie, este marcată la nivel național Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului, instituită prin hotărârea de guvern numărul 672 pe 5 mai 2004, în urma propunerii făcute de Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, a organizat săptămâna aceasta ceremonia anuală de comemorare a victimelor Holocaustului în București. La ceremonia depunerii de coroane au participat reprezentanții ai administrației prezidențiale, guvernului, corpului diplomatic, ai comunității evreiești și societății civile. Lecția dură a Holocaustului trebuie să funcționeze ca un far care să ne ghideze pe drumul nostru european. Iar pe puținii supraviețuitori pe care timpul ne îngăduie, trebuie să îi prețuim și onorăm. Crimele trebuie cunoscute, criminalii trebuie expuși oprobiului public. Memoria victimelor trebuie păstrată, iar pe supraviețuitorii și urmașii acestora trebuie să-i sprijinim. Este necesar să ne asumăm în mod onest trecutul traumatic și să vorbim deschis tinerelor generații despre Holocaust. Numai în acest fel vom putea lupta împotriva încercărilor de falsificare a istoriei, tentativelor din ce în ce mai dese de reabilitare a criminalilor și negarea suferințelor victimelor inocente. Scopul de a proteja memoria victimelor Holocaustului și a lupta împotriva fenomenelor care au la bază ura, am numit în ultimul an un reprezentant special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, iar executivul a adoptat în luna mai a acestui an prima strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursul instigator la ură pentru perioada 2021-2023. În luna octombrie 2021 se împlinesc 80 de ani de la începerea deportării evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria. Alături de evrei și populația de etnie romă a suferit enorm de pe urma deportărilor forțate. În timpul războiului, între 20.000 și 60.000 de romi din România au fost deportați în lagăre, femei, bărbați și copii. Datele istorice arată că, deși în țara noastră nu s-a aplicat direct soluția finală, mai exact transportarea direct în camerele de gazare, mareșalul Ion Antonescu a ordonat deportarea romilor care au pierit în urma relelor tratamente, înfometare, condiții sanitare improprii, boală, frig, acte de violență fizică. V-aș întreba dacă România a oferit suficiente compensații morale deportațiilor victimelor Holocaustului. Nu știu dacă România sau statul german poate oferi vreo compensație morală sau de vreun alt tip care să compenseze suferința oamenilor în acea perioadă. Din păcate, mai sunt puțini supraviețuitori romei Holocaustului. Știu că sunt mai mulți supraviețuitori ai evreilor cu mărturii cu tremurătoare. La noi, din păcate, în momentul de față în România, cred că cifra supraviețuitorilor deportărilor începute în 1942 de regimul antonescian nu depășește 60-70. Avem nevoie ca astfel de momente să fie cunoscute în școlile din România. Guvernul României are o strategie, vorbim de hotărârea de guvern numărul 539, care condamnă și are măsuri ferme împotriva
antisemitismului, xenofobiei și a discursului instigator la ură la adresa inclusiv la adresa romilor, așa apare articol în această hotărâre de guvern. Ne dorim foarte, foarte mult ca discriminarea, rasismul cel adresat în prevalență minorității rome să scadă. Este, și de ce spun nu poate fi combătut? Pentru că deocamdată societatea românească are nevoie să fie educată, are nevoie să cunoască mai mult trecutul istoric al minorității rome, al minorității evreiești pe teritoriul României și nu numai. Avem nevoie pentru că România, dacă își dorește să fie, să construiască o societate sănătoasă, o societate prosperă, trebuie să accepte diferențele. Iar diferențele nu trebuie să despartă, ci trebuie să unească. Exactly 80 years ago, on October 9th, 1941, the deportation of Romanian Jews began. 80 years since Romanian soldiers, police and civilians slaughtered more than 13,000 Jews in the city of Arch. The individual names, faces and personal stories are slowly fading away. But we come here, year after year, to remember and keep their memories alive. Yes, while the memories of the big world war are fading away, we are doomed to wage a new war, the war on those memories, not to let them be forgotten. La 8 octombrie 2009 a fost inaugurat la București Memorialul Victimelor Holocaustului din România la inițiativa Ministerului Culturii și Cultelor ca urmare a recomandărilor Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România. Ansamblul sculptural a fost realizat de artistul Peter Iacobi și cuprinde o incintă memorială centrală în jurul căreia se află 5 sculpturi: coloana memorială, Via Dolorosa, Roata Romilor, Steaua lui David și Epitaf și două instalații cu pietre de mormânt desacralizate din cimitirele din Odessa și București. Trebuie să păstrăm vie o amintire care este dureroasă, dar e necesară, e necesar să păstrăm. E necesar să păstrăm această amintire, oricât de dureroasă ar fi, să o comemorăm și nu numai într-o zi anume, ci măcar în capul nostru de mai multe ori, dacă se poate și în fiecare zi. Adică trebuie să o ținem prezentă în memorie, că s-a putut întâmpla așa ceva. Putem să fim mândri că și la noi există o zi, este o zi de genul acesta, și să o comemorăm cu pietate, să ne gândim la toate victimele, și romi, și evrei, și cei care au dispărut în groaznica discriminare rasială, sinistră, una dintre cele mai înjositoare, poate cea mai înjositoare, atitudinea omului să faci discriminare pentru ceva pentru care nimeni n-are vină. Au trecut 80 de ani de la momentul când umanitatea aproape a dispărut. În ultimii ani, România a adoptat o serie de măsuri fundamentale. Legea pentru combaterea antisemitismului, legea pentru înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, legea prin intermediul căreia au fost deschise integral arhivele privind Holocaustul și viața evrească din România. Legislația prin intermediul căreia a fost majorat și extins sprijinul financiar acordat supraviețuitorilor, amendamentele prin care au fost eliminate barierele birocratice pentru toți supraviețuitorii care trăiesc acum în România. Recent a fost extins și este implementat sprijinul financiar acordat pentru copiii victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului. Am inițiat în Parlament proiectul de lege care instituie, într-un final, măsurile necesare pentru ca, începând cu următorul an școlar, istoria evreilor și a Holocaustului în România să fie cu adevărat predată în toate liceele din țară. Rememorarea evenimentelor din perioada celui de-al doilea război mondial și comemorarea zilei Holocaustului reprezintă o expresie a compasiunii și respectului, dar mai ales o responsabilitate civică firească, prin care se poate preveni reiterarea unor astfel de acțiuni cu caracter antisemit, rasial și discriminatoriu. Mesajul pe care întreaga societate a trebuit să-l primească astăzi este acela de a nu uita niciodată atrocitățile la care
au fost supuse cele două minorități, mă refer aici la minoritatea romă și la minoritatea evrească, atrocități petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial, deopotrivă în timpul regimului antonescian și în timpul regimului hitlerist. Domnule deputat, unde se plasează România din punct de vedere al reparațiilor morale în rândul țărilor care s-au confruntat cu Holocaust pe teritoriul țărilor? În ceea ce ne privește pe noi, pe cei care aparținem minorității și comunității rome, România se situează pe un loc codaș. Și spun acest lucru gândindu-mă la faptul că după 31 de ani de democrație post-decembristă, spun eu că este inadmisibil într-un stat democratic cum este România să nu avem încă un muzeu al istoriei și al culturii romilor din România, să nu avem un institut pentru studierea problemelor deportării și victimelor Holocaustului și pentru păstrarea memoriei victimelor Holocaustului, să nu avem încă în manualele de istorie un capitol cât de mic, cât de sintetic, care să trateze robia de peste 4 secole și jumătate a romilor în spațiul românesc, cât și Holocaustul romilor. Deci lucrurile acestea, din punctul meu de vedere, ar trebui să se întâmple cât mai rapid. Ele nu sunt și sigur că am și un gust amar gândindu-mă că cele două comunități care au fost victime ale regimului hitlerist și ale regimului antonescian, respectiv minoritatea evrească și minoritatea romă, sunt tratate diferit și diferențiat. Adică în spiritul dreptății, în spiritul unor activități și acțiuni echitabile, consider că minoritatea romă trebuie să aibă toate aceste instituții care să contribuie cumva la păstrarea memoriei celor care au pierit în timpul celui de-al doilea război mondial. În calitatea mea de deputat, voi iniția în următoarea perioadă un proiect de lege pentru înființarea unui muzeu al istoriei și al culturii romilor din România, un alt proiect de lege pentru înființarea unui institut pentru păstrarea memoriei victimelor comunității rome, victime ale Holocaustului și ale deportărilor din Transnistria, și nu în ultimul rând am în vedere și o modificare a legii educației, respectiv introducerea obligativității ca atât în învățământul gimnazial cât și în cel preuniversitar, respectiv liceal și profesional, în manualele de istorie să existe un capitol care să trateze istoria și evoluția minorității rome pe teritoriul României, cu referire cel puțin la cele două momente extrem de importante din istoria noastră, respectiv robia și Holocaustul romilor. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Monica Cornea și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. Avem în studio o echipă de specialiști care compun cea mai puternică organizație a romilor cu reprezentare în Parlamentul României, Partida Romilor Pro Europa. Sunt oameni cu o vastă experiență în cadrul organizației, specialiști în problemele romilor și cărora președintele Nicolae Păun le-a oferit votul său de încredere pentru a implementa strategii în beneficiul comunităților de romi. Așadar, le spun bun venit domnului Daniel Vasile, prim vicepreședinte în cadrul Partidei Romilor Pro Europa și coordonator pe regiunea Moldova. Bun găsit, domnule! Bună ziua și bine v-am regăsit! Alături de noi este și Marian Daragiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației. Bun găsit! Colegul meu, Sorin Sandu, v-a prezentat acum o lună vicepreședintele Partidei Romilor și sociolog. Astăzi, iată, cu o nouă funcție și vă felicit pentru acest lucru. Vă mulțumesc, bună ziua! Domnul Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României, este alături de noi. Bun găsit! Bine v-a găsit, bună ziua! Și Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Rom și coordonator Partida Romilor pe regiunea Sud-Vest Oltenia. Bun găsit, domnule Paraschiv! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Iată că avem
nucleul Partidei Romilor, să zicem, sau o parte din nucleul Partidei Romilor alături de noi în studio. Și la discuția de astăzi îmi doresc să ne concentrăm atenția asupra unor teme ce vizează viitorul imediat atât al populației rome cât și al populației nerome. Educația, recensământul și strategia pentru îmbunătățirea situației romilor sunt câteva teme principale pe care vi le propun în minutele următoare. Așadar, am să încep cu domnul Daragiu și aș vrea să-i dau cuvântul pentru început. Țin încă o dată să vă felicit pentru funcția nouă ocupată de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, o funcție care vă onorează și este important să menționăm că a venit în urma susținerii Consiliului Director al Partidei Romilor Pro Europa cu sprijinul grupului parlamentar al minorităților naționale. Și aș adăuga eu și cu girul președintelui Nicolae Păun, le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru această poziție. Este evident că investiția în educație reprezintă cheia de boltă a oricărei societăți. A avea un popor educat este ceea ce ne dorim și noi. Suntem într-o situație în care din ce în ce mai mult se pune accent pe educație. Sunt programe în momentul de față la nivelul Ministerului Educației, sunt strategii educaționale pe care dorim să le fructificăm în interesul nu doar al membrilor, să spunem, Partidei Romilor, pentru că din pozițiile pe care le avem reprezentăm de fapt interesele tuturor cetățenilor, tuturor copiilor din România și cu precădere și implicit copiii de etnie romă. Ne dorim ca prin programele pe care le vom desfășura și vom avea ocazia să discutăm despre ele, să ajungem în colțurile cele mai îndepărtate ale țării, acolo unde copiii, cetățenii acestei țări au nevoie să își pună baze corecte și concrete pentru un viitor mai bun, atât pentru ei cât și pentru societate. Aveți o vastă experiență în acest domeniu și știu că în lunile următoare agenda dumneavoastră de lucru din poziția de subsecretar de stat va fi una plină. Care sunt strategiile pe care intenționați să le implementați? Vin din societatea civilă, cu o experiență de poate peste 20 de ani de muncă în programe educaționale. Știu că există un nivel de așteptare foarte ridicat acum de la această poziție nouă în Ministerul Educației. Trebuie spus totuși franc, prezența mea în această instituție nu vine să aducă lumină în cadrul Ministerului. Ministerul are programe la îndemână. Prezența mea acolo este girul că atât Ministerul cât și noi ca minoritate romă avem garanția că educația este o prioritate inclusiv pentru minorități, inclusiv pentru copiii de etnie romă, iar cu sprijinul colegilor din Partida Romilor, cu sprijinul Consiliului Director și al conducerii organizației, voi face tot ceea ce depinde de mine ca aceste strategii, și vi le voi menționa în câteva minute, aceste strategii să fie puse în practică, pentru că până la urmă ele reprezintă viziunea și sunt obiective clar statutare ale Asociației Partida Romilor Pro Europa. Vorbim în primul rând despre programele macro. Este programul operațional Educație și Ocupare, POEO. Este programul POIT, acel program operațional pentru incluziunea și demnitatea socială. Vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență. Vorbim de programul, este o inițiativă a Parlamentului European care se numește Garanția pentru Copii și Garanția pentru Tineret. Sunt programe care fiecare dintre ele surprind problematica și prioritizarea acțiunilor asupra educației. Ne dorim ca prin aceste proiecte, bugetate de altfel, să putem să ajungem la copiii din medii dezavantajate în primul rând. Vă dau un exemplu, programul Masă Caldă, care se găsește în noul program asumat de președinția României, un program care vine să surprindă diferite domenii de interes pentru copii. Masa Caldă este un alt program pe care ni-l dorim, dincolo de cele 150 de localități în care se desfășoară în prezent, îl dorim evident suplimentat și ne dorim să ajungă la cât mai multe familii. Sigur, prin măsurile care se vor desfășura în perioada următoare, școlile vor putea să acceseze aceste programe și aceste măsuri europene transpuse în legislația românească.
Deci vor avea acces școlile care se înscriu în aceste, în aceste programe. Unele dintre programe sunt programe pilot, precum masa caldă, da. Dar prin demersurile pe care le fac inclusiv colegii mei, inclusiv colegii din domnul deputat Cătălin Manea, din Parlament, vor fi acelea de a extinde aceste programe la cât mai multe, la cât mai multe localități. Este foarte simplu. Copiii foarte săraci nu pot să meargă cu stomacul gol la școală. Aș vrea să vă întreb, domnule deputat, cum se prezintă în acest moment comunitățile de rom? De ce spun acest lucru? Pentru că toți colegii de la Partida Romilor în această perioadă ați fost foarte mult timp plecați și ați bătut țara în lung și în lat, cum se spune. Și dacă din telespectatorii noștri poate nu au idee sau nu au fost vreodată într-o comunitate de romi, pentru că sunt convinsă de acest lucru, sunt oameni care nu știu cum arată o comunitate de romi, aș vrea să-mi spuneți care sunt problemele acestor copii, acestor elevi de etnie romă. Cum i-ați găsit? Comunitățile de rom din România, în special cele din mediul rural, arată foarte trist. Și dacă luăm în calcul că suntem în plină pandemie și probabil în mod sigur avem cele mai multe cazuri de infectări în fiecare zi, în comparație cu perioada la care s-a declanșat această pandemie, vă pot spune că în comunitățile de rom, nu doar din regiunea pe care o coordonez eu, pentru că același lucru îl regăsesc și în regiunile coordonate de colegii mei, de Iulian Paraschiv, de Daniel, de președintele Nicolae Păun, în comunitățile de rom situația este nu de două ori, nu de trei ori, de N ori mai dramatică decât în restul tuturor celorlalte comunități. Mă refer la acele comunități de mediu rural. Și răspunsul pentru care ne aflăm în această situație dramatică este unul mai mult decât evident și noi practic am semnalat problemele din comunitățile de rom de mai bine de 20 de ani și veșnic rămân aceleași probleme, ba mai mult aș putea spune că se amplifică de la un an la altul. Și anume, faptul că multe dintre gospodăriile romilor nu au încă acces la electricitate în secolul 21. Suntem în plină pandemie și mulți dintre copiii romi și părinților nu au apă curentă, nu au apă potabilă în anumite zone. Cunoaștem situația legată de infrastructură, de acces la servicii, de accesul, că despre asta discutam, la educație, și aici aș face o mică paranteză față de ceea ce spunea Marian Daragiu. Și eu vreau să-l felicit pe această cale pentru poziția pe care o ocupă în momentul de față în cadrul Ministerului Educației. Eu am solicitat în Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, pentru că sunt membru și în această comisie, am solicitat să înființăm o comisie specială. Am oprit practic propunerea legislativă prin care programul Masa Caldă în școli trebuia să se implementeze doar în 150 de școli. Am spus că este o măsură nedreaptă, este o măsură total lipsită de acea viziune corectă, și anume a echității în școli pentru toți copiii, indiferent, sau mai bine spus, fără deosebire de rasă, naționalitate, apartenență etnică. Și acea comisie specială care s-a înființat până la sfârșitul acestei luni va face amendamentele necesare, astfel încât programul Masă Caldă în școli să ajungă în toate localitățile vulnerabile din România. Ca o concluzie, situația din comunitățile de rom, noi am fost prezenți cu o campanie, spun eu, de informare civică a membrilor comunităților de rom cu privire la apropierea recensământului populației și a locuințelor, în sensul de creștere a asumării identității etnice, de semnalarea problemelor reale din comunitățile noastre, și evident că am constatat și anul acesta, ca de altfel în toți ceilalți ani din trecut, că situația romilor nu s-a îmbunătățit, ba din contră, numărul copiilor care abandonează școala sau care au vârsta legală de a fi înscriși în sistemul de învățământ și nu merg la școală, numărul acestor copii este mai mare de la un an la altul.
Domnule Daniel Vasile, dumneavoastră ați avut inițiative importante pentru a sprijini educația și chiar istoria romilor. Aș aminti în timpul mandatului dumneavoastră de deputat, în perioada 2016-2020, ați reușit adoptarea zilei de 16 iunie ca zi națională a limbii romani în România, iar pe 2 august Samu Daripenul, deci ziua națională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor. Ca prim vicepreședinte al Partidei Romilor, v-aș întreba care sunt acele aspecte din educație pe unde Partida Romilor ar trebui să insiste, ținând cont și de contextul epidemiologic și de problemele care sunt în prezent. Știm că în prezent copiii unii nu au acces, vorbeam de educație, da, și de faptul că unii nu au cu ce să meargă la școală sau că pur și simplu merg cu burta goală la școală, așa cum discutam mai devreme. Nu au tablete, nu au posibilități. Ce ați întâlnit dumneavoastră în zona Moldovei, acolo unde mergeți de atâta timp? În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe Marian Daragiu, să-i spun bun venit în echipă, Marian. Mulțumesc! De fapt, prezența lui Marian Daragiu s-a făcut simțită cu ani în urmă, când el a devenit membru în cadrul Consiliului Director al organizației noastre Partida Romilor. Dar în acest an vedem că a primit un mandat politic din partea organizației și din partea Consiliului Director. De altfel, toate funcțiile politice ocupate în decursul timpului în cadrul organizației noastre au fost funcții votate, funcții girate de organele partidului și aici Partidei Romilor, și aici mă refer în principal la Consiliul Director al Național, organizației. De... Exact. Da. Sigur, asta în primul rând. În al doilea rând, ați amintit dumneavoastră de acele realizări glorioase din mandatul, bine, glorioase cu ghilimele, spun. Sunt niște realizări pe care le-ați avut. Deputatului Daniel Vasile, da. Nu sunt realizările mele, sunt realizările organizației, pentru că și proiectele legislative și strategiile și tot ceea ce propunem decidenților politici sunt chestiuni pe care le discutăm în cadrul organizației și apoi le propunem, nu de azi de ieri, ci de ani de zile, așa merg lucrurile în organizația noastră. Acum, dacă discutăm de educație, trebuie să discutăm de educație într-un context politic. Dacă discutăm de educație, este nevoie de, în primul rând, de o asumare și o decizie politică. Iată, vorbim astăzi de proiectul domnului președinte, o Românie educată. O Românie educată în mediul urban ori în mediul rural, pentru că noi trăim în două Românii. Și lucrurile sunt foarte clar trasate. Adică o Românie urbană în care oamenii, cetățenii acestei patrii, inclusiv cetățenii de etnie romă, au acces la facilități, au acces la utilități, au acces la o educație de calitate. Pe de o parte. Și pe de altă parte vorbim de o Românie rurală în care regăsim comunități numeroase de etnici romi, în care, așa cum a subliniat și colegii, avem o Românie rurală în care cetățenii nu au acces la drepturile fundamentale. O școală dintr-o comunitate de romi, o comunitate celebră, este în renovare de 2 ani de zile. Suntem în al treilea an. Copiii de etnie romă, copiii din comunitatea de romi, învață în casa unui etnic rom, care și-a pus casa la dispoziție pentru a nu întrerupe ciclul educațional al copiilor. Și iată, vorbim de o Românie educată, vorbim de un învățământ de calitate și multe, multe, multe astfel de exemple. Închei prin a vă spune următorul lucru. Este nevoie de decizie, este nevoie de asumare politică dacă vrem o Românie educată, dacă vrem ca aceste discrepanțe între România urbană și România rurală să dispară și totodată dacă vrem ca în mediul rural discrepanța și decalajul socioeconomic, educațional dintre populația majoritară și populația de rom să dispară, este nevoie de investiții.
Este nevoie de asumare politică și de decizie politică. Mă îndrept către domnul Iulian Paraschiv, pentru că până la urmă sunteți și membru în Partida Romilor. Aveți o funcție în Partida Romilor, însă reprezentați și Agenția Națională pentru Romi. Reprezentați o instituție publică și v-aș ruga să-mi spuneți. Eu cred că, dincolo de toate eforturile pe care Partida Romilor, alături de alte organizații, le-au făcut de-a lungul timpului, poate prea puțin în raport cu multitudinea problemelor pe care comunitatea sau partea comunității rome le întâmpină. De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre comunitatea romă, scoatem în evidență sărăcia, lipsa accesului la servicii de diferite tipuri, fie că vorbim de educație, sănătate și așa mai departe. Există și o altă parte a comunității rome, de care vorbim foarte puțin. Acea parte a comunității rome care este activă, este plătitoare de taxe și impozite și care trebuie să se bucure de servicii de calitate, ca de altfel întreaga populație de pe teritoriul României. Rolul și responsabilitatea noastră ca organizație, în primul rând, și cred că și subliniez acest lucru, faptul că în echipa Partidei Romilor s-au alăturat mulți oameni în ultimul timp, așa cum este și cazul lui Marian Daragiu, este o dovadă clară a faptului că organizația s-a maturizat. S-a maturizat, a atras lângă ea și alte persoane care nu au făcut parte din organizație, s-au implicat activ și iată că în urma votului din Consiliul Director, aceste persoane au fost delegate să reprezinte interesele comunităților cu romi în diferite instituții, cum este cazul și Agenția Națională pentru Romi, cum este cazul lui Marian Daragiu și așa mai departe. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că ceea ce noi putem face în momentul de față, eu în calitate de secretar de stat, Marian în calitate de subsecretar de stat, Cătălin deputat și așa mai departe. Instrumentele pe care noi le avem la îndemână sunt limitate. Sunt limitate pentru că puterea pe care noi avem în momentul de față pentru a putea influența deciziile și a gestiona resurse pentru rezolvarea acestor probleme sunt limitate. Comparându-ne cu o altă minoritate, da? Vorbim de minoritatea maghiară. Au un vicepremier, vorbim de 30 de grup parlamentar și nu de acum. O altă forță. Și nu de acum. Este foarte important și probabil că mulți dintre telespectatorii care sunt apropiați de Mișcarea Romă și care ne privesc acum se uită puțin ciudat la noi și spun bine, ce caută Daragiu, care în trecut a contracandidat Partida Romilor? Uite, este la masă cu Partida Romilor în momentul de față. Mai mult de atât, Consiliul Director al Partidei Romilor l-a mandatat și este într-o funcție politică, este subsecretar de stat. Asta este o dovadă clară a faptului că Partida Romilor este o organizație matură, care, dincolo de interesele personale, înțelege că și să pună pe primul loc interesul comunităților cu romi. Este o dovadă faptului clară că ați atras un profesionist până la urmă. Ne dorim foarte, foarte mult ca organizația, și trebuie să înțeleagă toți cei care ne privesc, Partida Romilor este o organizație deschisă. Și loc este pentru toată lumea, astfel încât, făcând eforturi comune, să găsim lucrurile care ne unesc și să încercăm să facem eforturi comune pentru a veni în sprijinul comunităților cu rom. Cred că trebuie să ne reîntoarcem la comunitate, să creăm punți de legătură între noi și comunitate, indiferent de pozițiile publice pe care le ocupăm sau nu, sau de funcțiile pe care le avem în organizație, astfel încât nivelul de încredere și relația între comunitate, instituții și organizația Partida Romilor să crească. Strategia în momentul de față, strategia de îmbunătățire a situației romilor în momentul de față are 8 avize din partea a 8 ministere. Suntem în plin proces de avizare, doar că instabilitatea politică a oprit procesul. Actualul premier, domnul Câțu, nu poate să, alături de ceilalți miniștri de resort, nu poate asuma documentul, acest proiect de hotărâre de guvern, întrucât în perioada interimatului nu pot adopta documente noi de politică este publică. Este un subiect pe care aș vrea să-l abordăm și mai pe larg, sigur, adică să-l dezvoltăm alături de colegii din platou, însă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine sunt invitații noștri
Iulian Paraschiv, președintele ANR, deputatul Cătălin Manea, Marian Daragiu, subsecretar de stat Ministerul Educației și Daniel Vasile, prim-vicepreședinte Partida Romilor. La finalul primei părți, bine sublinia domnul Iulian Paraschiv că ar fi o bună situație sau ar fi un lucru foarte bun să ni se alăture în organizație, în Partida Romilor Pro-Europa și alți oameni valoroși, așa cum v-a prezentat pe dumneavoastră, însă nu știu dacă ați fost la un moment dat chiar în contradicție cu Partida Romilor sau poate că o altă organizație, știm bine că ați fondat Ruhama, da, organizația pe care dumneavoastră o conduceți și nu știu la ce nivel de competiție erați cu Partida Romilor sau cum... Mulțumesc, Monica, pentru întrebare. Registrul în care interpretez mesajul venit din partea lui Iulian este unul pozitiv. În țară avem zeci, sute de organizații care, poate chiar nu sute, dar zeci de organizații care se luptă la firul ierbii pentru a reprezenta și pentru a aduce un pic de bunăstare în rândul familiilor dezavantajate, în rândul comunității, acolo unde încearcă și se luptă zi de zi pentru un pic de mai bine pentru cei din comunitate. Este și cazul organizației pe care am fondat-o în urmă cu 20 ceva de ani și este cazul și altor colegi din societatea civilă. Spuneam în prima parte că vin din această zonă. Organizația în care mă aflu astăzi și în care sunt vicepreședinte și sunt coleg cu prietenii mei, este organizația reprezentativă la nivel național. În acest moment este organizația care poate, din punct de vedere politic, să reprezinte la cel mai înalt nivel problematica și soluțiile pentru comunitatea de romi. Este poate de lucrat în zona de a fi mai vizibilă și mai bine înțeleasă de către cei de jos, printr-un parteneriat poate mai clar, așa cum a fost spus aici de față și este și invitația mea către colegi care lucrează de ani de zile în societate civilă să vină mai aproape de organizația Partida Romilor, pentru că prin feedback-ul pe care îl luăm de la firul ierbii putem să ducem mai departe propuneri la nivel legislativ. Spunea colegul Daniel Vasile puțin mai devreme că fără voință politică nu putem să rămânem doar la nivel de proiecte și programe, ci avem nevoie de asumări la nivel de guvern, la nivel de programe bugetate de la nivelul bugetului de stat. Pentru că de-abia în acel moment vorbim despre o asumare politică. Ei bine, astăzi sunt aici și datorită experienței pe care am acumulat-o de-a lungul anilor și nu fac altceva decât să pun la oaltă experiența mea cu experiența colegilor mei care lucrează de atâția ani în acest domeniu și să arătăm astăzi ca o echipă care vine să sprijine și să-și pună la bătaie mintea, inima și acțiunea, tocmai pentru a avea un impact sporit asupra comunităților. Și scopul fiind unul comun până la urmă. Scopul este unul comun de a duce mai aproape acea bunăstare. Vorbeam puțin mai devreme cu domnul Iulian Paraschiv și m-aș îndrepta și către dumneavoastră și către domnul Manea. Toată lumea are în minte acum strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Deci o strategie care se lasă așteptată de ceva timp, nu să fie aprobată. Iată că până în momentul de față am schimbat vreo 25 de guverne în 31 de ani, acum se schimbă și al 26-lea, dacă nu mă înșel. Este o instabilitate politică. Ce se întâmplă cu această strategie pe care o așteaptă atât de mulți oameni? De îmbunătățirea situației, deci, practic, așteptăm să se și întâmple ceva, să fie și aprobată, dar să se și întâmple ceva. Strategia Guvernului de îmbunătățire a situației romilor, în momentul de față, este într-un proces de avizare, care s-a oprit, întrucât guvernul a picat. Așteptăm ca următorul guvern să fie instalat și să aibă atribuțiile pline, astfel încât documentul să poată să meargă mai departe. Însă vreau să fiu foarte, foarte, foarte clar. În România, la ora actuală, datele arată în felul următor. Rata analfabetismului funcțional este una alarmantă. Educația
trebuie să constituie o prioritate pentru noi toți. De cele mai multe ori ne plângem că nu există bani, că nu există resurse. Da, așa este, însă eu consider că este foarte, foarte important să existe și voință. O Românie puternică, o Românie educată nu poate fi pusă în aplicare lăsând în urmă o minoritate. Și asta este rolul și responsabilitatea noastră, să încercăm să prioritizăm, să responsabilizăm pe toți cei implicați în acest proces. Domnule Manea, mă îndrept către dumneavoastră. Ați avut zilele trecute o intervenție în acest sens privitor la strategia de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. În cadrul plenului Camerei Deputaților, spuneți-mi ce... N-a fost singura intervenție, cel puțin de când am intrat în acest mandat de deputat. Eu am tras nenumărate semnale de alarmă de la tribuna Camerei Deputaților cu privire la urgentarea aprobării strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Totuși aș vrea să semnalez câteva chestiuni. Această strategie a fost aprobată în 2001, în timpul guvernului Adrian Năstase. Din 2001 și până în decembrie 2020, adică timp de 19 ani, strategia pentru rom, strategia guvernului pentru rom, a suferit nenumărate modificări, completări, însă niciodată nu a fost întreruptă din procesul de implementare. Din decembrie anul trecut și până în prezent, dacă luăm în calcul și luna decembrie, au trecut 11 luni. 11 luni în care, într-o formă sau alta, guvernul României s-a debarasat cumva de minoritatea romă. Nu mai avem un cadru legal în vigoare care să asigure până la urmă și să reglementeze și să legitimeze desfășurarea activităților în comunitățile de rom de către mediatorii școlari, sanitari, experți și tot așa mai departe. Pe de altă parte, nu mai există nici acea presiune instituțională și asumare instituțională în plan local, și mă refer aici la primării, la consiliile locale, la deconcentrate, la instituția prefectului și Consiliul Județean, în a pune pe agenda publică o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea din comunitățile de rom. Ba din contră, în anumite localități, am întâlnit în ultima perioadă, am constatat și măsuri radicale, probabil cel mai recent exemplu este cel de la Primăria Alba, unde primăria a decis într-o ședință de Consiliu Local să scoată din organigrama instituției poziția de expert local pe problemele romilor. Deci iată ce înseamnă să nu avem în vigoare o strategie. Eu am făcut un apel către domnul prim-ministru interimar Florin Câțu, chiar am purtat o discuție pe tema strategiei cu domnia sa, m-a asigurat și ne-a asigurat pe noi, organizația Partida Romilor, că strategia va fi adoptată cât mai curând posibil și nu spun că a fost doar o afirmație nefondată. Chiar dacă guvernul actual este interimar, poate adopta o hotărâre de guvern, pentru că această strategie a fost modificată și completată și aprobată de la început prin hotărâre de guvern. Guvernul este limitat în această perioadă în a emite ordonanțe de guvern, ordonanțe de urgență și proiecte de lege. Astea sunt puterile pe care nu le mai are în momentul de față acest guvern interimar. Sunt fer convins că în următoarea perioadă, sper eu, într-o lună maximum, strategia să fie aprobată. Și închei cu această ultimă precizare. Din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere al organizației, strategia pentru romi trebuie să fie aprobată de la anul printr-o lege. Strategia pentru romi să fie asumată de data aceasta de legislativ, iar includerea în bugetele ministerelor responsabile și cu atribuții în îmbunătățirea situației romilor să nu mai fie o opțiune sau nu, să nu mai fie să nu mai fie aleatorii, efectul unui mecanism de lobby, de milogeală, aș putea spune, de stat pe la uși, ci să fie o asumare instituțională corectă, așa cum avem nenumărate strategii
în țara aceasta aprobate prin lege. Domnule Daniel Vasile, aș vrea să vă întreb, în timpul mandatului dumneavoastră, ați fost și președinte ANR și deputat, practic ați trecut prin aceste funcții. Spuneți-mi, cum au fost adoptate strategiile pentru romi în mandatul dumneavoastră? S-a făcut ceva concret? S-a văzut ceva în comunitatea romă? Acum, știți cum e? Echipă-echipă, dar într-o echipă, atunci când se ia o decizie, există și atitudini sau, de ce nu, opinii diferite. Îți să dau câteva exemple. 1. Dacă vorbim de educație de calitate, un prim-ministru și un ministru al educației, în mandatul de deputat, mi-au promis că vor vizita școala din Săcele, unde învață 1800 de elevi de etnie romă. Școala din Săcele, din comunitatea de romi, este o construcție din epoca comunistă. O construcție în care elevii de etnie romă învață la subsol. Și atât în mandatul de secretar de stat, cât și în mandatul de deputat, am încercat să influențez, să aduc resurse financiare, astfel încât acea școală să fie renovată. Adică să avem un învățământ de calitate. Îmbunătățită până la urmă, da. Da. N-am reușit acest lucru. Însă, ceea ce s-a reușit de autoritatea publică locală a fost să construiască în comunitatea de majoritari un alt corp, o altă școală care nu era populată. Ăsta este un exemplu de ceea ce înseamnă decizie politică și asumare. Atât domnul prim-ministru, cât și domnul ministru al educației cunoșteau aspectele pe care eu le invocam și mi-au promis că vor vizita acea școală tot cu ideea deci, de concret, a influența. Nu, da. Nu s-a schimbat nimic. Și în momentul de față, școala din Săcele funcționează în aceleași condiții. În aceleași și vorbim condiții. Despre lucrurile acestea 1. Pentru că bugete nu sunt. Adică 2. Se aprobă nu strategia. Sunt bugete. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau este legat de organizația noastră și de implicarea liderilor locali și de implicarea organizației. În orașul Dolhasca există o comunitate de romi în județul Suceava, se numește Gulia, o comunitate foarte numeroasă. În acea comunitate, prin prezența în Consiliul Local al treilea mandat al consilierului nostru local, s-a reușit să se renoveze și școala, de fapt școlile, că sunt două școli, comunitatea e numeroasă, și grădinița, în așa fel încât majoritarii vor să-și aducă copiii cu autobuzul școlar să învețe în școala din Gulia, din comunitatea noastră de romi, pentru că școala este renovată și învățământul este de calitate. Iată că se poate, iată că avem și exemple pozitive. Și aș reveni puțin la politicile publice și ce înseamnă implementarea acestor politici publice încă din anul 2001. Eu sunt persoana, sau mă rog, sunt membru organizației care vin și spun că este posibil ca mesajul nostru să fie greșit. În sensul că am aprobat sau am participat la un proces de luare a unor decizii care nu au reprezentat decât declarații politice, declarații de intenție venite din partea decidenților politici, fie că au fost de stânga, fie că au fost de dreapta, de centru, stânga, dreapta. În sensul că cu toți, atât noi, organizația politică, cât și societatea civilă, am pus umărul la adoptarea acestei strategii naționale de îmbunătățire a situației romilor, care a ajutat, pe de o parte, România să intre în Uniunea Europeană, pentru că era o condiționalitate de acces, de aderare la Uniunea Europeană, un criteriu politic, această strategie, apoi diversele fonduri europene care au venit au solicitat implicarea și adoptarea unui document de politică publică, dar au rămas simple declarații. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere legislativ, această declarație politică, și o să găsiți un document de 100 de pagini, una din strategii are chiar 100 de pagini și eu sunt vinovatul pentru că, mă rog, am susținut această strategie într-un fel sau altul. Este vorba de hotărârea 14 și o altă strategie adoptată tot în mandatul meu de președinte al agenției 1221, modificată. Am crezut la acel moment
am crezut că vor respecta legislația națională. Am crezut că există decizie politică, am crezut că există asumare politică și că politicienii și guvernul României, pentru că aici vreau să fac o paranteză, fără participarea organizației noastre în procesul politic, un domn prim-ministru nu ajungea niciodată prim-ministru. Pentru că dacă pierdea alegerile la Târgu Jiu și altcineva câștiga alegerile, el nu mai era desemnat prim-ministru. Altcineva din televiziune. Adică un om de televiziune, câștige. Domnul Victoraș, că despre domnul Ponta vorbim. Și dânsul chiar la televizor public a spus că de data asta se va ține de cuvânt. Ce înseamnă să țină de cuvânt? Însemna următorul lucru. Însemna să adopte un document de politică publică care, potrivit legislației în vigoare, așa cum a menționat și domnul secretar de stat Iulian Paraschiv, trebuia să respecte legea. Fiecare plan de măsuri bugetat și asumat trebuia finanțat și introdus în legea bugetului de stat. Și aici o să-i spun colegului meu, domnului secretar de stat Iulian Paraschiv, că în domeniul educației, atenție, una din hotărârile aceste de guvern mult discutate din 2001 până în prezent, avea un buget alocat de 250 de milioane de euro. Banii trebuiau să fie alocați de la bugetul de stat și din fondurile europene. Ați zis trebuiau. Păi trebuiau, că s-a ales praful. Ministerul Educației sau celelalte ministere, niciodată, prin toată influența politică a grupului parlamentar al minorităților, a deputatului romilor, indiferent de nume și perioada istorică în care și-a exercitat mandatul, niciun minister nu a introdus ca filă de buget și strategia națională pentru rom cu acel plan de măsuri și cu bugetul alocat potrivit dispozițiilor din legea bugetului de stat și instrucțiunilor date de Ministerul de Finanțe. An de an, acești miniștri au încălcat legea cu bună știință, lucru pe care cred că îl vor face în continuare. Și încheie aici acest pasaj despre strategie spunându-vă următorul lucru. Din punctul meu de vedere, trecând prin aceste etape, spun că astăzi ar trebui ca organizația noastră, așa cum a precizat și Cătălin, să se întoarcă puțin cu spatele către această strategie și să solicităm clasei politice, decidenților politici, asumare și decizie politică. Legi și programe naționale trecute prin Parlamentul României, concret, care an de an să fie bugetate pe capitol educație. Dacă vorbim de educație, acolo o educație de calitate. Nu mai e opțional. O educație de calitate în sensul că dacă școala majoritară are condiții de secol 21, și elevul de etnie romă, din comunitatea de etnie romă, trebuie să aibă aceleași condiții. O hotărâre de guvern, până la urmă, nu este un șervețel. Nu este un act normativ, e parte integrantă a legislației, deci în vigoare, nu e o chestiune opțională. Numai că noi am realizat și, într-adevăr, trebuie să ne întoarcem puțin cu spatele, trebuie să regândim paradigma aceasta și să spunem da. Păi ce tot ne milogim de voi de atâția ani? O să revenim la discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. În continuare, alături de mine sunt invitații noștri Iulian Paraschiv, președintele ANR, deputatul Cătălin Manea, Marian Daragiu, subsecretar de stat Ministerul Educației și Daniel Vasile, prim-vicepreședinte Partida Romilor. Cei care ne privesc acum înțeleg sau nu înțeleg acest mecanism, încercăm să-l explicăm cetățenilor și telespectatorilor noștri, însă oamenii așteaptă niște măsuri concrete, așteaptă să se îmbunătățească ceva în viața lor, așa cum am vorbit și de educație și sfera de, mă rog, locuire și dezvoltare comunitară și absolut tot ce intră în acest capitol. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Cine așteaptă minuni de la o strategie, eu nu mă îmbăt cu apă rece și sunt conștient de ceea ce poate Agenția Națională pentru Rom să facă și ceea ce nu poate să facă. Datoria mea este să fac tot ceea ce stă în putință alături de colegii mei de la Agenția Națională pentru Rom, ca aceste lucruri să fie puse în practică, da? Și comunitatea chiar să resimtă
beneficiile acestei strategii. Despre asta vorbeam, să vedem și niște avem rezultate. Mediatorii școlari, mediatorii sanitari, experții din cadrul prefecturilor, și acolo este o altă discuție pe care o să încerc să o pun pe agenda în următoarea perioadă. Urmează că agenția să aibă o întâlnire cu membrii Consiliului Consultativ, pe care vreau să îl răgesc, să chem alături de organizații și persoane cu experiență și expertiză. Îmi doresc foarte mult să văd ce spun organizațiile rome, cum ar trebui să acționăm și să... Eu mi-asum că în mandatul meu să țin cont de ceea ce îi spun. Însă este foarte important să nu imaginăm că strategia va face minuni. România are în momentul de față peste 100 și ceva de strategii. Dacă aceste strategii ar fi puse în aplicare, ar depăși PIB-ul României pentru următorii 50 de ani. Ceea ce spun este următorul lucru. În calitate de șef al agenției, îmi doresc să văd câteva măsuri bugetate, măsuri care să ajungă până la firul ierbii, da? Oamenii să resimtă beneficiile acestei strategii, da? Însă nu în contradicție cu... Avem programe naționale, inclusiv acest proiect pilot, respins acum, aud de la colegul Cătălin, Masă Caldă. Este un program doar național parțial asumat, care va fi asumat de către guvern, și în momentul în care va fi pus în aplicare, vor beneficia toți elevii. Și sunt mai multe tipuri de aceste programe naționale. Ceea ce noi spunem este că avem nevoie clară de o luptă împotriva rasismului, prin măsuri concrete asumate de către guvern și puse în aplicare de Agenția Națională pentru Romi împreună cu alți parteneri. Vrem să vedem că începem să construim muzeul minorității rome. Avem nevoie de un teatru astfel încât identitatea minorității rome să fie păstrată. Noi ne luptăm cu un soi de rasism așa mascat la toate nivelurile și pentru asta avem nevoie să facem injecții sistemului. Începând de la sistemul școlar, până la oamenii din instituție, până la oamenii de la ghișeie, până la medici și așa mai departe. România nu se poate dezvolta lăsând deoparte o minoritate. Minoritatea romă este cea mai mare minoritate din România, în care dacă se va investi corect și vom învăța să fim responsabili și noi pe de-o parte și relația pe care încercăm să o construim la nivel local. Și de ce insist cu nivel local? Este pentru că nivelul local este cel mai important. În plan central, declarații, susțineri, vorbe au fost și probabil vor mai fi. Ceea ce eu îmi doresc cel mai mult este ca această strategie, cu elementele de noutate pe care le are și pe care le-am prezentat în emisiunea tuturor dumneavoastră, este să responsabilizeze nivelul local, astfel încât autoritatea locală să fie mult mai responsabilă și mai atentă atunci când prioritizează. Avem nevoie ca toate politicile publice care privesc minoritatea romă, da, să convergă cu programele naționale, să încercăm să dezvoltăm ceea ce să nu avem dublă măsură. Măsurile trebuie să privească întreaga populație. Nu toți romii sunt săraci, nu toți romii sunt infractori. Eforturi, ar trebui să fie ceva normal să putem înființa un teatru rom, să avem în cărțile de istorie cuprinse capitole din istoria romilor, nu? Deci nu după să fie un care să fie cunoscute, care să fie cunoscute de copii încă din școală și să nu se trezească adulți fiind că de-abia atunci fac cunoștință cu cine sunt ei și să înțeleagă de-abia atunci de ce de-a lungul anilor s-au confruntat cu situații de discriminare și segregare. În completarea a ceea ce spuneau colegii, sunt perfect de acord, o strategie, dacă nu este o strategie vie, iar a fi viu înseamnă a avea lege care să fie pusă în practică, iar rămâne doar un document declarativ, un document care doar justifică prezența unor inițiative, unor demersuri, unor vise, ca să zic așa. Sigur că este dorința noastră, a celor de aici, a organizației noastre, să transformăm în lege tot ceea ce înseamnă aceste măsuri care de mai bine de 20 de ani au reprezentat doar o strategie, din păcate, goală de conținut, în sensul că nu au existat elemente coercitive, elemente care să oblige autoritatea locală să pună în practică acele măsuri. Și aici aș vrea să subliniez un lucru pe care îl consider foarte important. Implementarea viitoarei legi a strategiei de incluziune a romilor trebuie să atragă la nivel de implementare resursa umană romă. Noi trebuie să umblăm la cele elemente tehnice de data aceasta, vorbind despre mediatorii școlari. Și ne dorim atât de mult să avem persoane în comunitate
din rândul comunității vorbitoare de limba romanii, care să stea de vorbă cu părintele, să-l convingă, să-l ajute, să înțeleagă importanța educației, pentru că vorbim de părinți poate cu un nivel de redus de instruire, să facă legătura între școală și comunitate, să se asigure că acei copii ajung în siguranță la școală. Sunt multe cutume la nivelul comunității și avem nevoie de o resursă din comunitate. Dacă nivelul de instruire impus de lege este să găsim persoane cu liceu și bacalaureat, atunci dați-mi voie să vă spun că vom avea mari dificultăți în a identifica resursa umană romă. Și atunci legislația aceasta, odată bugetată, trebuie să vină adaptată și cu aceste elemente de schimbare în legislație, în mod sigur, să ne putem apropia de cei părinți, resurse umane rome, care pot să joace rolul de mediator. Și acesta este doar un simplu exemplu. Adică ce bine ar fi să aducem la nivelul de 8 clase, acolo unde putem să găsim resursă umană romă și să putem să implicăm ca mediator școlar. Și oameni din comunitate, și oameni din comunitate, pentru că în momentul de față acel criteriu de accesare a acestei poziții de mediator școlar, liceu plus bacalaureat, se duce către copii spre care noi sperăm să facă mai mult decât să rămână în comunitate ca mediator școlari. Toate aceste lucruri, în opinia mea, și sunt convins că la fel cred și colegii mei, trebuie reglementate. Pentru că una e să afirmăm, să spunem cum să fie bine ca să nu fie rău. Am asistat la teatru dramatic, teatru de comedie în ultimii 20 ceva de ani. Vai, ce frumos sunteți voi romii, salut, au mai venit la ziua romilor, au mai stat, s-a intonat imnul. Am văzut chestiuni de genul ăsta. Iulian a punctat foarte bine un rasism mascar la toate nivelurile. Doar nu spun cu voce tare, băi, nu știu, nu, ci că nu sunteți o minoritate populară sau mai puțin populară. Nu, este un rasism la toate nivelurile. Nu, cea mai nepopulară. Și de aceea, în opinia mea, această lege va avea cel puțin trei secțiuni. Una în care se reglementează strategia foarte clar, a doua care vizează instituția principală care trebuie să miște mecanismul la nivel local și care este Agenția Națională pentru Romi, iar a treia secțiune este cea legată de resursele umane specializate, că sunt mediator școlar, sanitar, experți local, primărie, prefecturi, consilii județene, înalt. Deci așa va fi o lege cadru, aș putea spune, și prin odată adoptată o astfel de lege, sigur că dacă vom avea un ATU în ceea ce privește în primul rând finanțarea, alocarea unor resurse, că pentru că bani sunt. Și trebuie să depășim stadiul ăsta. Domnule Vasile, voia să... Eu vreau să mai spun ceva. Sigur că trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri. Nu se poate adopta o lege intitulată Strategia Națională de Îmbunătățire a Situației Romilor. Eu am vorbit de două lucruri. Programe sectoriale și legi sectoriale. Adică, dacă vorbim de domeniul educației, măsura trebuie să vizeze atât cetățenii majoritari, cât și cetățenii aflați în stare de vulnerabilitate. Un exemplu foarte clar, s-a vorbit aici de programul de a doua șansă sau școală după școală, mai concret, sau acel program de masă caldă. Păi, programul ăla de masă caldă și școală după școală prezumă o infrastructură, crearea unei infrastructuri, pentru că dacă n-ai infrastructura necesară, poți să ai și banii și nu poți să duci în școala din Săcele acel program, pentru că copiii învață la subsol. Deci asta spun, un program sau o lege, un program național sau o lege sectorială în care să vină să spună, domnule, toate școlile de la nivel rural, urban, sunt dotate cu finanțare de la bugetul de stat, sunt dotate cu infrastructură necesară derulării programului de școală după școală. Și autoritatea publică locală este obligată să găsească resurse financiare care să ducă acest program în școlile din mediul urban sau mediul rural. Resursele. Sau sunt puse la dispoziție de la bugetul național. Despre asta discutăm. Despre o asumare și o decizie politică pe anumite proiecte de legi, pe anumite programe naționale care se adresează tuturor cetățenilor aflați în stare de vulnerabilitate sau tuturor situațiilor care, cum să vă spun, ies din starea de normalitate. Un alt program național în domeniul infrastructurii ar fi, domne, dotăm
mediul rural cu canalizare și, nu știu, apă asfalt. Apă curentă. Apă curentă, nu? De 30 de ani. Absolut. Despre asta vorbeam. Partea frumoasă, dacă îmi permiteți, partea frumoasă a lucrurilor este, mă uitam zilele acestea peste programele existente la momentul de față în Ministerul Educației și am văzut, inclusiv în România Educată, în acest program, priorități vis-a-vis, exact de ceea ce spunea colegul meu Daniel Vasile, infrastructura educațională, buget alocat pentru construcția de clădiri, de unități educaționale. Mai mult decât atât, acestea sunt niște premise care ne fac să fim optimiști și să credem că ele se vor transforma în realități și pentru comunitățile. Eu, lasă-mă să nu fiu atât de optimist ca tine, te înțeleg, ești subsecretar de stat, să am o doză de optimism rezervat. Da. Rectific, o doză de optimism rezervat, pentru că am văzut, de exemplu, educația antepreșcolară, serviciile de educație antepreșcolară trec în aceste zile, când noi vorbim aici, de la Ministerul Muncii către Ministerul Educației. Trecând o asemenea infrastructură în subordinea Ministerului Educației, trebuie evident să treacă și resursa umană, adică educatorii puericultori. Vorbim de 3500 de posturi care se creează în momentul de față la nivelul Ministerului Educației, ce ar însemna, adică și mi se pare firesc, să alocăm și să lipim în viitorul apropiat, inclusiv resursa umană despre care spuneam, mediatorii școlari, adaptat la... Adică, bun, optimismul meu, și cu asta închei, Iulian, optimismul meu rezervat este legat de faptul că totuși există premise. Din vremea în care colegul era deputat și unde se lupta cu morile de vânt, iată că au trecut totuși câțiva ani în care există un progres, iar nouă nu ne rămâne decât să strângem rândurile, să ne punem mintea la contribuție și să fim acolo aproape, în aparatul central, unde să împingem măsurile care vin, sigur, ca priorități ale organizației noastre. Și asta dacă în sfera politică se liniștesc apele, pentru că așa... Câteva secunde intervin, ca să poată să intervină în mod firesc și ceilalți colegi. Eu cred că bine a punctat... Câteva minute și o să trecem la ultimul subiect. S-au apuntat foarte bine Daniel Vasile, a punctat foarte bine Iulian Paraschiv și tu ai punctat bine. Mulțumesc! Dar colegii mei, cum spun eu, nu, cu mai multă experiență în zona asta a politicii practice, în intervențiile lor au semnalat de mai multe ori că până la urmă este nevoie de voință politică. Privind retrospectiv la ceea ce s-a realizat pentru minoritatea romă. Și au fost lucruri care s-au realizat în ultimii 20-25 de ani, trebuie spus tranșant că niciodată acele instituții, acele chestiuni concrete, mici de altfel, dar importante în felul lor, nu s-ar fi făcut dacă într-o anumită perioadă n-ar fi existat o voință politică asumată de către cei care conduceau țara. Despre asta este vorba. Mai departe, cât de frumos sună premizele și intențiile Ministerului Educației, eu fiind în Comisia de Învățământ, văd săptămânal tot felul de anomalii și văd săptămânal cum educația se duce într-o zonă din ce în ce mai periculoasă. Și asta ne afectează pe toți, ne afectează viitorul acestei țări, pe noi romii ne afectează de 10 ori mai mult decât pe ceilalți. Iar cei care repet, ne privesc, concluzia este voință politică și putem să facem lucruri bune. Continuăm discuția noastră cu ultima temă din această emisiune, importanța recensământului care va avea loc în anul 2022. Știm că recensământul de probă s-a încheiat deja, s-a derulat și are o miză foarte mare, cel puțin pentru minoritatea romă. Cumva este un moment zero pentru populația de etnie romă care trebuie să înțeleagă importanța asumării etnice. Aș începe cu dumneavoastră, domnule deputat. Spuneți-mi, ați reușit să încheiați un parteneriat cu Institutul Național de Statistică, așa cum am mai discutat în trecut? Este pe circuitul instituțional, vorbim de Institutul Național de Statistică, care are o serie de proceduri. Pe acel acord de parteneriat care va fi încheiat cu Partida Romilor Pro Europa trebuie să apară cel puțin 15 semnături. E un
proces un pic mai greu, birocratic, dar va fi ce încheiat. Ce aveți în vedere în urma încheierii acestui? Am stabilit o serie de obiective care sunt în conformitate cu prevederile legale și evident care au și o specificitate în raport cu comunitățile noastre de romi. Și spun acest lucru gândindu-mă la faptul că recensământul populației și a locuințelor de anul viitor pentru Partida Romilor va fi și pentru comunitățile de romi din România va fi extrem de important, nu doar din perspectiva numărului de etnici care își vor asuma apartenența etnică și care se vor declara așa cum mulți așteaptă. Referindu-se la recensământ, mulți se gândesc, băi, poate de data asta vom fi mult mai mulți decât în urmă cu 10 ani, respectiv în anul 2011, când a avut loc ultimul recensământ. Dar pe noi ne va interesa foarte mult să vedem în fiecare localitate, în fiecare OAT din România, câți cetățeni aparțin minorității rome, câți copii cu vârsta legală de a fi înscriși la școală sunt pe raza acelei localități și câți nu merg, câți au acces la infrastructură, și tot așa mai departe. Sunt date statistice ce vor fi asumate de către Institutul Național de Statistică și în opinia mea și în opinia organizației Partida Romilor, cred că nu vor fi doar niște simple date statistice, vor reprezenta un punct de plecare în elaborarea viitoarelor programe destinate minorității rome, un punct de plecare oficial pe care trebuie să și-l asume Guvernul României, subliniind printre altele că datele de la recensământul populației și locuințelor de anul viitor vor fi comunicate, preluate oficial și de către Eurostat. Legat de recensământ, foarte pe scurt, vor fi două etape. Prima perioadă va fi de autorecenzare și va dura 2 luni, ceea ce denotă că fiecare cetățean al acestei țări va avea posibilitatea să conecteze pe o platformă dezvoltată de Institutul Național de Statistică și să se autorecenzeze de pe, un mobil. Și până la urmă drumul recenzorului la domiciliu? În etapa a doua, care din păcate va dura tot 2 luni, recenzorii se vor deplasa la domiciliu doar la domiciliul acelor persoane care nu s-au autorecenzat în prima perioadă și noi trebuie să fim foarte atenți pentru că în protocolul cu INSEU am stabilit că în comunitățile cu pondere semnificativă Partida Romilor și minoritatea romă să aibă recenzori. Repet, în a doua perioadă recenzorii se vor deplasa propriu-zis și vor bate la fiecare poartă, la fiecare ușă, dar riscul cel mai mare este că după expirarea celei de-a doua perioade, în condițiile în care romii nici nu s-au autorecenzat prin platformă, nici n-au fost găsiți acasă și n-au comunicat datele recenzorilor fizic, informațiile despre romi vor fi completate din surse administrative. Și din surse administrative înseamnă din toate sursele, adică până la urmă se va încheia recensământul și vor spune, da, în comunitatea asta nu s-au declarat, sunt atâția romi. Cine va furniza astfel de date? Primăria, instituțiile deconcentrate, chiar așa este prevăzut în cadrul legal care reglementează desfășurarea recensământului. Pentru noi, închei spunându-vă că este foarte important și am stabilit acest lucru în protocol, să avem recenzori care vor beneficia de instruire din partea organizației noastre și care vor contribui la colectarea acestor informații extrem de importante pentru România și în particular pentru minoritatea rom. O să revenim la discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. Partida Romilor Pro Europa a demarat o campanie și știu că ați fost cu toții în teritoriu plecați și chiar ați avut acest obiectiv de a merge în comunități și a urmări acest lucru. Spuneți-mi, vă rog frumos, de ce credeți că romii încă au rețineri în a-și declara apartenența etnică?
sunt astfel de probleme și nu ne ferim să spunem adevărul, încă mulți nu vor să-și declare apartenența. Ce se întâmplă? Noi, ca oameni care venim din comunitate, înțelegem foarte bine acest fenomen și, așa cum bine a punctat colegul meu, Cătălin Manea, prezența recenzorilor romi în acest mecanism de recenzare va fi capitală pentru a-i relaxa pe cetățenii de etnie romă să-și asume identitatea. Nu să spun să-și asume identitatea cu mândrie. E greu să-ți asumi identitatea cu mândrie într-un context al discriminării, al fenomenului de discriminare, segregare, rușine, jenă, și acestea sunt câteva dintre elementele care îi rețin pe rom să-și asume identitatea. Nu mai departe, și am să mă dau exemplu pe mine, în copilărie, după ce ne-am mutat din comunitatea de romi într-o comunitate majoritară, când aveam 10 ani, părinții mei mi-au spus să de acum încercați să nu mai spuneți că sunteți rom, ca să nu râdă ceilalți de voi. Și a început un proces de negare a propriei identități, de teama stigmatului pe care îl primeam din partea majorității. Au trebuit ani de zile până la momentul în care am putut cu libertate și să-mi asum identitatea, nu știu dacă cu mândrie sau nu, dar a trebuit să-mi asum într-un final identitatea după ce am înțeles că nu este greșit să fii rom. Greșită este societatea care te blamează și care te izolează și care te discriminează pe bază etnică. De aceea mesajul meu către cei care ne ascultă, către romi, este: asumați-vă identitatea cu naturalețe. Nu ne-am născut altceva. Ăștia suntem. Domnule Daniel Vasile, își cunosc drepturile cetățenii români de etnie romă, pentru că până la urmă, atunci când îți declari identitatea, și așa cum spuneau și colegii din platou, știm că acesta este numărul real al populației rome, există și niște facilități, și atunci romii nu știu dacă își cunosc aceste drepturi. Ce drepturi au dacă până la urmă cunoaștem cu adevărat numărul populației rome? Documentele internaționale vorbesc de existența în România aproximativ 1.500.000 de romi. Astea sunt datele Comisiei Europene, Consiliul Europei, Organizației Națiunilor Unite. Trebuie să facem distinție, așa cum s-a discutat aici, despre acei romi activi, plătitori de taxe și impozite, romi care într-un fel sau altul sunt integrați, romi care sunt sau provin din familii mixte și care de foarte multe ori își ascund identitatea, nu își asumă identitatea etnică, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să facem distinție între romii care își cunosc drepturile și să asumă identitatea etnică și romii care nu își cunosc drepturile și sunt manipulați de diverse organe administrative în cadrul recensământului administrativ, așa cum bine a punctat colegul deputat Cătălin Manea. Însă, eu vreau să subliniez două aspecte. Este primul recensământ în cadrul căruia organizația noastră are un rol activ. Suntem implicați prin semnarea acestui parteneriat, în semnarea acestui protocol cu Institutul Național de Statistică și suntem direct interesați să aflăm datele din teren prin inițierea acestui proces de recenzare a romilor de către romi. Adică organizația noastră pune la dispoziția administrației publice locale și a Institutului Național de Statistică romi, lideri din comunitatea de romi, care se deplasează și realizează acest proces administrativ de recenzare. Acum, să nu ne așteptăm ca numărul să crească semnificativ, pentru că și organizația noastră are resurse limitate. Nu putem să fim prezenți în fiecare comunitate de romi. Vom recenza romii din comunitățile unde noi suntem prezenți ca și structură, ca și filială la nivel local sau județean. Vă rog, domnule Paraschi. La ultimul recensământ, 2011, romii în România, conform INS, 671.000 și câteva sute. Recensământul ar trebui să aibă loc în anul care tocmai se încheie, date fiind condițiile pandemice, nu s-a putut efectua. Este programat pentru primăvara anului următor. Există o serie de dezbateri legate de
mărimea itemilor cuprinși în chestionar. Probabil că nu asta este temerea mea, datele tehnice. Sunt sigur că vor fi găsite resorturi pentru a se putea realiza recensământul în condiții optime și pentru a putea culege date. În ceea ce privește minoritatea romă, revin la ceea ce vă spuneam mai devreme. Este cea mai nepopulară minoritate din România și din Europa. Există o foarte mare parte a minorității rome, cetățeni români de etnie romă, care nu-și recunosc apartenența. Pe de o parte, minoritatea romă este cunoscută în mentalul colectiv și în spațiul public, așa cum am spus în repetate rânduri, la două extreme. Una dintre extreme este cea în care vorbim despre sărăcie extremă, infracționalitate și așa mai departe. Cealaltă extremă face referire la opulență. Și am văzut cum media generală prezintă acele nunți opulente cu etnici romi care etalează kilograme de aur, mașini scumpe și așa mai departe. Date fiind aceste două pârghii prin care minoritatea romă este cunoscută de către populația majoritară și o parte a comunității rome, promovată în acest fel, de teama stigmatului și a etichetării și teama de asociere cu cel care nu este dorit. Societatea românească, cât și alte societăți din state mult mai dezvoltate decât este România în de față, încă folosind acest mecanism de asociere cu cel care nu este dorit sau cel care este considerat ca fiind paria, te face să te îndepărtezi. Și iată cum o serie de etnici romi, medici, avocați, profesori și așa mai departe, oameni care sunt integrați din punct de vedere social și care performează, au un statut social care le conferă siguranță și mai mult, au atras respectul celorlalți, nu își vor recunoaște apartenența. Inclusiv noi, fie că vorbim de organizații sau instituții, poate vor face de data asta, Iulian. De cele mai multe ori, promovăm cele două extreme, tratăm eminamente probleme care țin de cele două extreme, niciodată de ceea ce este la mijloc. Avem nevoie să promovăm modele din sânul comunității, modele de succes, modele care se află aproape de noi, da? Sunt medici, sunt profesori, sunt și așa mai departe, actori, foarte buni sportivi, oameni care și-au recunoscut apartenența și care trebuie să iasă în public, trebuie să-și recunoască apartenența, astfel încât cât mai mulți dintre cetățenii români de etnie romă să-și recunoască apartenența. Sunt foarte mulți, o mare parte a comunităților cu romi din mediul rural, ca de altfel și din cadrul populației majoritare, sunt plecați în țările din vest la muncă. De cele mai multe ori muncă sezonieră. Temerea mea este că datele pe care le vom avea într-un final nu vor reflecta realitatea întru totul. Pentru că o parte sunt plecați... O parte există, au posibilități să intre în online, să se autorecenzeze. Însă nu știu cât interes va exista în direcția asta. Și dacă nu vor face, poate că nu vor fi... Eu cred cu tărie că numărul romilor în România în momentul de față, dacă este să ne uităm peste rata natalității, așa cum este ea raportată, acolo unde s-au cules date pe criteriu etnic în sensul ăsta, este în continuă creștere. Însă este direct proporțională cu faptul că foarte mulți etnici romi nu își recunosc apartenența. Este o provocare pentru instituțiile rome, pentru organizațiile rome, indiferent de, apetența lor pentru o direcție sau alta, să găsească fronturi comune pentru a atrage cât mai mulți cetățeni din romă cărora să nu le, că despre asta este vorba în ultimă instanță. Faptul că vom fi declarați 1 milion sau 1,5 milioane sau 800.000 nu va schimba cu foarte mult felul în care politicile publice sunt construite pentru ei, ci mai degrabă este vorba despre cum o parte a cetățenilor acestei țări își reneagă o apartenență etnică datorită stigmei și a felului în care sunt priviți dacă își vor recunoaște apartenența. Sau cum și o asumă. În felul ăsta trebuie noi să construim activitățile pe care le avem și ați văzut că inclusiv în acțiunile noastre locale vorbesc acum de activitățile din plan local pe care Partida Romilor le implementează, încercând să venim cu modele pentru copiii din comunitate. Până la urmă, atunci când spui sunt de etnie romă, trebuie să găsim acele puncte care ne fac să fim mândri că suntem romi.
ce ne face pe noi să fim mândri că suntem romi? Faptul că media ne prezintă ca pe niște paria? Faptul că atunci când în România și în multe țări din vest, când vorbești despre etnicitatea și despre apartenența la etnia romă, de ce mai multe ori se pune semn de echivalență între minoritarul rom și infractor? Nu. Asta trebuie să fie o provocare. Trebuie să arătăm că romii sunt productivi și sunt cetățeni activi ai României și ai Europei și trebuie ca noi să găsim resortul alături de statul român, astfel încât în următorii 5, 7, 8, 10 ani elevii, tinerii de astăzi, atunci când vor ajunge viitor cetățeni activi, să nu-și renunce apartenența, că despre asta este vorba în ultimă instanță. Și mai mult decât atât, să privim ca pe o normalitate acest lucru, că până la urmă normalitatea este normalitatea ceva... ca să devină ceva normal, trebuie ca stigmatul, eticheta, rasismul, mentalul, felul în care mentalul colectiv privește minoritatea romă trebuie să fie schimbat. Și este o perspectivă pe care noi trebuie să o gândim de acum și pentru viitor. Faptul că apărăm de cele mai multe ori și punem în prim plan elemente care țin de sărăcie extremă și așa mai departe sunt foarte importante. Și oamenii nu trebuie să lăsați așa. Însă responsabilitățile țin de instituții și mecanismele pe care aceste instituții le au. Ceea ce ne interesează pe noi este ca generația nouă, cea care crește acum, să construiască o Românie în care discriminarea, rasismul, stigmatul, eticheta să nu mai fie există, atât de prezentă în mentalul colectiv. Monica, dacă îmi permiți, aș mai adăuga o singură frază pentru telespectatori. Este important de precizat faptul că datele acestea sunt protejate. Nu vor apărea datele, nu vor fi publice. Nu vor fi publice numele, prenumele persoanelor respective, ele sunt anonimizate. În momentul în care sunt folosite, noi vom ști procente. Atât la sută din populația țării trăiește în condițiile astea sau sunt de etnia respectivă. Deci cetățenii absolut, nu trebuie să aibă confidențial cetățenii și... nu trebuie să aibă emoții că li se vor folosi datele într-un fel sau altul. Vorbim despre Institutul Național de Statistică, instituție publică. Deci toată lumea este în siguranță, este important să ne asumăm. Procedural spun eu că vom avea o problemă cu completarea chestionarului, am simulat și să știți că a durat 32 de minute în condițiile în care bănuiesc că eu introduc destul de repede datele. Deci mi-a luat mie 32 de minute. Din acest motiv vă spuneam, guvernul a transmis deja un proiect de lege, este pe circuitul Camerei Deputaților, pentru a simplifica. Este greu să-mi imaginez că vor sta oameni mai în vârstă sau vor sta câte 30 ceva de minute să completeze. Poate se întâmplă odată la 10 ani. Și dincolo de toate aceste aspecte, da, ca mesaj și ca o concluzie, dacă îmi permite să transmit și un mesaj de încheiere, spun că romii trebuie să depășească anumite complexe. Pentru noi, nu așteptăm sau nu ne așteptăm ca mâine să se schimbe toată filozofia despre ceea ce înseamnă asumarea etnică. Din perspectiva noastră, asumarea etnică este mai curând o construcție și un construct de durată, adică nu, lucrurile acestea din perspectiva mea vor mai dura câțiva ani buni de zile, dar sper și eu și colegii mei ca peste câțiva ani, nu foarte mulți, minoritatea romă să fie reprezentată și să aibă reprezentanți în toate acele structuri decizionale. Exemplul dat de Daniel Vasile a fost mai mult decât relevant pentru ceea ce poate să facă un consilier local ales la Dolhasca și tot așa mai departe. Îmi asum identitatea, cum și noi ne asumăm cu toții, și suntem mândri că suntem romi. Asta e adevărat. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție interesantă și mi-aș dori să o continuăm pe acest subiect cu recensământul și poate vom dezvolta acolo și referitor la rezultatele recensământului, să vedem cât de importante sunt rezultatele recensământului, să spunem telespectatorilor noștri cât de important este ca un cetățean român de etnie romă să-și declare identitatea. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Le mulțumesc invitațiilor mei. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, un weekend liniștit!